părinții te-au susținut în chestia asta cu școala sau cu sportul sau mamă, să ai grijă și de școală? Cum era firesc? M-am spus, am grijă și de școală, dar m-au susținut. Adică niciodată nu mi-au interzis să fac ceva. Și am fost și un copil cu minte. Adică n-ai făcut năzbâtii. N-am făcut prostii. Dar n-adormeai pe burtă, cum zicem noi? Adică după trei antrenamente, școală și drumul ăla până acolo... Păi nu, că nici n-apucam să mă mai dezbrac. Ah, am înțeles. Deci ce burtă că adormeai. Păi când veneam, mama mă băga în casă, mă puneam în pat să mă dezbrac și la nu mai apucam. Da. La revedere, să termina. Vezi, astea sunt niște chestiuni greu de înțeles în ziua de azi. Da, sunt foarte adevărat, greu. Da. Adică cum vă jucați în curtea școlii, cum vă treceai singur? Dar astăzi copiii ce pot face? Să plătească o școală de fotbal, să ducă să se joace, că altfel n-aunde. Cu tata sau cu bunica cu mașina? Da, că altfel n-aunde. Ei din față îl duci înapoi și nu mai poți să-l lași astăzi la 12 ani să traverseze jumătate din București? Nu. Niciodată. Doar trebuie să ai foarte mare încredere în el și să-ți dai seama că copilul chiar se poate descurca. Da, și cu telefonul în continuu, unde ești, ai ajuns și așa mai departe. Da. Bun, la 14 ani? La 14 ani, tot așa, printr-un prieten mi-a spus, uite, e o selecție mare la Pitești, se deschide prima școală privată din România. La Gicu Dobrin? Da. Nu cred. La școala lui Nicolae Dobrin. Patronul era domnul Jigman. Jigman, cu Nane, cu fiusul. Da, exact. Și incredibil cât e de mică lumea. Da, da. Și am vorbit cu tata. Dar tu nu știai nimic de treaba asta, decât că se deschide o școală... Mi-a zis un prieten, după a văzut tata în ziar, tot așa un anunț mic, cum era mică publicitate sau cum se dădea înainte. Asta era prin 96. Da. Și... I-a zis tata, hai mă să mergem, să încercăm și noi. Ne-am dus vreo 4 din Tecuci, 3 sau 4, nu mai știu exact, 3 sau 4. Fără nicio legătură cu Sigur, adică ați luat trenul? Nu, nu aveam nicio... M-am dus cu trenul, am ajuns acolo și când am ajuns acolo și am văzut ce e acolo, am zis, tata, ce căutăm aici, hai să mergem. Mulți rău. 600. Deci tu pleca de la niște antrenamente unde aș venea și 2-3 din păcate. Da, eu acolo, cumva la Tecuci, nu prea jucam la vârsta mea. Mă punea tot timpul să joc ba la aia mai mari, ba... Dar Tecuciu chiar avea grupele astea? Avea, da. Școala sportivă se ocupa. Adică era cumva tot din Ministerul Educației făcută secție. Și era și handbal, era și atletism, fotbal. Aveau ca toate orașele, de altfel. Da. Și te-ai dus acolo 600 de copii. 600 de copii. Dar pe tine te-ai iubit mingea de mic? Adică cum erai la 14 ani? Eu nu credeam că sunt chiar... Așa, că eu jucând tot timpul cu aia mai mari, mi-era greu tot timpul. Da, da. Și când jucam la vârsta mea, într-adevăr, mă descurcam, dar na, te cuci, jucam cu Botoșani, jucam cu orașe mari pe acolo prin zonă și erau mai bunicei ca noi, așa. Corect, aveau și baza de selecție mai mare, mult mai mare. Și nu mă consideram nu știu ce. De asta am și zis, tata, ce facem noi aici? Uite că sunt 600 de copii. Da. 600. Iar 5 la 6 la termen în 10 minute, iar nu înțelege lumea. Cum adică 6? Că acum vin 12, 15. Da, sunt 600 de școli private. Da. Nu mai sunt. Cum 600 la o selecție? Da. Da, corect, veneau și pentru că nu existau atunci. Nu existau, era singura școală, prima școală deschisă din acest cadru organizat și privat. Acum sunt 85 de cluburi de basket în București. Da. Deci, împărțind la cartiere, înseamnă, da. 12-15 pe cartier. Cumva asta îi salvează pe copii. Da, ceea ce contează enorm. Și te-ai dus acolo. M-am dus acolo și am început să le... Au fost tot așa în weekend, au fost mai multe weekenduri. Și am început cu... Se cernea sita, cum se zice, da, să rămână... Da, cu jocuri pe teren mic, la purți mici. Așa am început și de la etapă la etapă am cineva din tribune... Da, erau oameni care urmăreau jocurile, erau antrenori, era atunci Georgescu, Mihai Georgescu. Da. Da. Cunoscut și au trecut foarte mulți jucători de valoare prin mâna lui. Tănase Dima, cred că și de mâna lui ați ajuns, ați auzit. Era Dan Didiță, preparator fizic acum al lui Ruțu Sabău. Da. Și toți stăteau în tribune și... Nu în tribune, în teren. Dar nu-i știai? Nu. Adică erau niște domni. Erau niște oameni, domnul Gicu Dobrin, Dumnezeu să-l ierte. Da, și... Eu, fotbal. Ei, tu și tu ai făcut ceva bun dacă... Am făcut, da. Ai făcut ceva bine. Adică, după ce... Deci am rămas inițial 30, după o lună de... Tot așa ne chema în weekend. Stai puțin, după o lună, tu te duceai în fiecare weekend? Nu știu dacă era chiar în fiecare. Da, la interval adică de... Adică te întorceai în Tecuci, iar... Da. Nu ne ținea acolo. Da. Ma. Da. Și după perioada aia de selecție... Deci ați rămas 30? 30. E, după ce am rămas 30, începeam și eu să mă întreb, bă, da, oare
ce am făcut de mă țin oamenești. Nu, dar chiar... În sensul pozitiv. Da, chiar mi-eșise. Deci, până la momentul acela, eu n-am crezut că pot să joc așa. Deci n-am crezut să... Dar tu la 12-14 ani te-ai gândit vreodată că o să faci din fotbal? Hai să nu zic o carieră, că era mult. Nu te-ai gândit. Doar că îmi plăcea foarte mult. Jucam fotbal pe unde apucam. Când te ridica doamna învățătoare în picioare, Stancu, ce vrei să devii când o să fii mare? Nu știu dacă m-au rugat să mă întreb. Nu? Dar sau când te întreb? Nu. Dar tu îți propusesești ceva? Adică să fiu... Nu, doar când am ajuns la școală. După ce am rămas acolo, gata. Deja eram setat. Ceilalți cunoscuți, adică copiii au devenit după aia... Da, din grupa mea, da. Marius Bilașco, Maftei, Ciprian Tănase. A, niște băieți. Da, Raț, Baciu Dan, n-a apucat să joace, a fost la Rapid, dar a avut probleme cu inima. Așa, Bandi? Acum, nu era. Bandi? Era mai mic decât noi. Stana, tot mai mic decât noi, dar odată cu noi. Deci toți... Și Gabriel Căciun a jucat la FC Argeș Media și... Mamă, deci toți de acolo. Deci din aia 30 s-a cernut încă o dată, am rămas 20. Mamă, erau selecții, nu joacă. Oamenii vreau să facă bani, nu să stai că ești fiul nu știu cui. A fost fratele lui Virgil Moldovan acolo cu noi, Alin. Așa, și din aia am ieșit destul de mult, zic eu. Că știu că era acolo la internat cu profesor de engleză, adică se făcea și școală, se făcea și... Da. Bun, și a venit și ți-a spus, ție sau tatălui, cui a spus, domnule, copilul rămâne aici? Păi ne anunța atunci, după ce se încheia un joc, ne spunea, tu rămâi. Puțin. Da, emoții. Da. Cred că tata a avut mai multe emoții decât mine. Unii plecau, unii le spunea, merge acolo, și după aia era și vizita medicală, tot așa, te lua și te scana să vadă dacă ești deja dezvoltat sau dacă te mai dezvolți în continuare, conta și ăsta era un criteriu. Era la vârsta la care organismul... Au fost un prieten de-a meu din Tecuci care era mai bun decât mine, dacă mă trebuie. Da? Da. Dar era deja dezvoltat. Adică nu se mai dezvolta, nu mai creștea, nu mai... S-au luat au și ei după păr, după... Așa și nu l-au oprit. Da, și am rămas tot acolo, am... Bun, da, chiar am jucat foarte bine acolo. Dacă stau să-mi aduc aminte, chiar am avut niște meciuri superbe. Dar tu cum ai perceput asta? Adică ai avut teamă, emoție că te pleci din Tecuci? Atunci nu prea realizam așa. După aia am plecat, am stat perioada aia singură, singur, cu colegii de... Corect, așa, dar nu mai erau... Era unul din Vaslui, unul din Focșani, adică eram cumva de acolo. Ne-am cuplat, așa ne-a făcut grupulețe. Corect. Așa, Maftei din Fălticeni. Dar nu mai erau părinți. Nu mai erau părinți, da. Mi-era greu când plecam în vacanță și când trebuia să plec de acasă să mă duc acolo. Atunci mi-era greu. Pe tren plecam noapte, ajungeam a doua zi. Era dificil. Mă gândeam, mamă, iar plec, iar singur, iar alea. N-a fost ușor, dar a fost bine. Corect. Urmărește Antena Sport pe Facebook, pe Instagram și pe TikTok și abonează-te la canalul nostru de YouTube. E spectacol!